Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Totul pentru familia mea, sezonul 4, episodul 27. Orhan o lovește pe Kansu cu mașina, provocându-i o mare panică, însă fata scapă doar cu un braț rupt. Acest incident duce însă la o apropiere și o îmbunătățire a relației dintre tată și fiică. Între timp, Sarp-ul face pe Omer să fie concediat de la restaurantul unde acesta lucra ca valet. Iubita lui Sarp, Lydia, pleacă în Canada, iar cei doi se despart prieteni, după ce Sarp află că ea încă are sentimente pentru Omer. Kansu află de la colega ei că Ayaz va fi la un restaurant din Mișantaș și decide să meargă acolo pentru a-l întâlni. Sarp ajunge și el la același restaurant și o vede pe Kansu certându-se cu doi tipi în fața localului. Impresionat de curajul ei, Sarp observă cum tânăra aproape că se ia la bătaie cu cei doi. Kansu își pierde brățara în timpul altercației, iar Sarp o găsește și decide să o păstreze, sperând că drumurile lor se vor mai intersecta. Akif, după ce află că mai are puțin de trăit, decide să se bucure din plin de ultimele sale zile. Începe prin a-și comanda o statuie. Între timp, Gokeyan îi trimite lui Nebahat o filmare în care Akif și Sureya sunt surprinși întâlnindu-se în magazia clubului. În timp ce Nebahat se confruntă din nou cu infidelitatea soțului ei, primește un telefon de la medicul acestuia, care îi spune că Akif este de fapt perfect sănătos, dar analizele lui au fost încurcate cu ale altui pacient. Medicul nu a reușit să-l contacteze pe Akif, așa că îi dă vestea ei. Împreună cu Fatma, Nebahat hotărăște să păstreze secretul, lăsându-le pe Akif să creadă că este pe moarte, ca să sufere puțin. Akif se desparte de Sureya, crezând că astfel o va proteja de suferință, iar apoi îi mărturisește lui Nebahat că regretă că nu a apreciat-o și vrea să-și petreacă restul timpului făcând-o fericită. Cu toate acestea, copăleșit de vinovăție, îi mărturisește că i-a cumpărat lui Sureya acțiuni cu banii ei. După acest episod, Akif merge la Omer acasă pentru a-i spune că el este cel care, accidental, i-a ucis tatăl, nevrând să moară cu această povară pe suflet. Orhan începe să o aprecieze pe șef Valde când lucrează ca șofer pentru ea. Când aceasta are nevoie de o servitoare, Orhan o recomandă pe Aiten. Aiten observă imediat că Șevval are sentimente pentru Orhan și, pentru a o descuraja, îi povestește despre reîntâlnirea lor de după mulți ani și despre faptul că acum trăiesc împreună ca o familie, având o fiică. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.